Carne de porc ar putea fi un lux de Crăciun. Sunt anunțate noi scumpiri, iar specialiștii spun că prețurile vor crește încă din luna noiembrie, în contextul în care oferta de carne românească este din ce în ce mai limitată din cauza pestei porcine. Un alt produs care se scumpește pe zi ce trece este laptele. În doar câteva luni, prețurile au crescut și cu 20%. Iar Ministerul Agriculturii a primit sesizări că unele magazine nu respectă plafonarea. Nu neapărat un lux, dar prețurile vor crește, este evident, și pe fondul puterii de cumpărare, eu întotdeauna o spun, cel puțin 60% dintre români care au o putere de cumpărare scăzută, evident că va reprezenta un aliment cumpărat în cantități din ce în ce mai mici. Caltaboș, tobă, cârnați, sărmăluțe, lebăr sau alte produse tradiționale nu se vor mai afla pe masa festivă de Crăciun pentru mulți dintre români. Specialiștii în industria alimentară avertizează că scumpirile au erodat puterea de cumpărare a românilor, iar cei mai mulți dintre ei nu-și mai permit să cumpere nici strictul necesar. În aceste condiții, cei mai mulți vor alege fie produse mai ieftine, de calitate slabă, fie vor prefera să cumpere cu 100 de grame. Sigur că toată lumea își va lua pentru tradiție, pentru a sărbători Crăciunul și probabil Revelionul, dar în cantități foarte mici. Probabil că pentru sărbătoarea de Revelion se vor îndrepta mai mult către carnea de pasăre, carnea de curcan, al cărui preț pe kilogram este mai scăzut. Pesta porcină și lipsa măsurilor de susținere din partea guvernului au pus pe butuci afacerile fermierilor și micilor producători din industria alimentară. Din această cauză, România importă tot mai mult de pe piețele externe pentru a acoperi consumul, însă la prețuri mult mai mari. O situație care rezultă din absența măsurilor pe care Ministerul Agriculturii și guvernele de-a lungul vremii nu le-au luat la timp. Păi atât procesatorul cât și comerciantul intră din ce... Pe comerciant nu-l prind foarte tare, dar procesatorul în primul rând intră din ce în ce mai mult pe zona de pierdere și așa profitul în industria alimentară este foarte mic. În momentul în care a luat măsura, fenomenul s-a extins în toată țara și în decursul a 3-4 luni de zile România a devenit roșie, interzise exportul, închise firme, omorâte sute de mii de capete de porc, afaceri închise.